știați că, potrivit istoricilor, prima nuntă oficială s-a înfăptuit în jurul anului 4300 înainte de Hristos? Mai târziu, în anul 2300 înainte de Hristos, s-au folosit prima dată verghetele. În anul 860 după Hristos, Papa Nicolae a decretat ca toți cei care intenționează să se căsătorească să poarte inele de logotnă. În secolul al XV-lea, mai precis în anul 1477, Maximilian popularizează inelul de logotnă cu diamant. Un moment care a intrat în istorie este anul 1499, în care Ana a Britaniei a purtat prima roche de mireasă albă din lume. Însă abia în anul 1840, regina Victoria, prin purtarea rochei de mireasă albă din saten, la nunta sa a dus la crearea tradiției rochilor de mireasă de culoare albă. În anul 1858, în timpul procesiunii prințesei Victoria, s-a cântat prima oară corul miresei de Wagner, iar în urmă cu câteva decenii, mai exact în anul 1824, este introdus primul registru de căsătorii.